cu Răzvan și Dani. Neața Răzvan, neața Dani, au început facultățile și vreau să aflu de la tinerii studenți, de la boboci, către ce meserii merg și care mai e moda prin facultate, că am înțeles că nu trebuie să te îmbraci chiar așa, oarecum. Eu zic să mai faci o pauză, 10 secunde, mai fă o pauză, cui scriei? Unui prieten. Boboc? Nu. Boboacă? Nu. Ce an și la ce facultate? Anul 3 la Facultatea de Arhitectură. Cum sunt bobocii? Drăguți, prietenoși. Adică, crezi că te îndrăgostești anul ăsta? Nu, nu așa drăguți. Ce vă doriți voi pe viitor? Către ce meserii vreți să mergeți? Ceva să fac foarte mult bani. Ceva să fac foarte mult bani. Da, nu știu, profesor, ghid turistic. L-a luat râsul, el vine cu aceea. De ce? N-au bani, de ce râzi? Nu, dar profesor nu se merită. Mai ales la sistemul ăsta de învățământ niciun. Nu știu, vreau să plec din țară. Ce faci? Faci facultate și până pleci? Da. Sincer, de când sunt mic am chestia asta în cap, aș vrea să-mi deschid o afacere. La ce facultate? La Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. O viitoare jurnalistă? Da. Băi, o să avem... Prezentatoare mă gândesc. Ce te recomandă? Păi, presupun că sunt o persoană ambițioasă, comunicativă, sociabilă. Mă, nu e rău, adică încredere în tine ai? Da. Și nu numai încredere? Păi ce face un? Păi cu tatuaje așa din prima ea? Cum zice Dani, începe de vreme și se termină târziu tatuajul. Presupun, da. Auzi, te simți vinovată de acest accident pe care l-ai produs? Uite că ei au luat-o puțin la îndreptat. Nu, chiar nu mă simt absolut deloc vinovată pentru că nu am observat dacă eu am fost de vină. Nu, tu cred că ținuta. Ținuta? Mi se pare o ținută foarte... Ok, voi face cursurile acelea Intact Media. O să fie eleva lui Dani. Presupun că da. Că treaba asta chiar mă deranjează, să știi. Ai vrea să-i transmiți ceva viitorului tău profesor, Dani Oțil? Abia aștept să vă cunosc și sunt convinsă că... O să-i spui tu, nu vă cunosc. Adică puteți vorbi, acum suntem altfel, mai modern, mai deschis. Chiar nu îl cunosc pe domnul și... Spune-i Dani direct. Nu pot. Nu știi pe Dani Oțil? Ba da, îl știu, dar nu pot să vorbesc așa. Spune-i tu! Chiar nu pot. Eu nici cu doamna coafeză nu vorbesc așa. Păi, abia aștept să vă cunosc și sunt Să te cunosc! Sunt convinsă că o să fiu printre cele mai bune eleve ale dumneavoastră. Care este moda acum la facultate? Cum ar trebui să vii la facultate? Cum se poartă? Adică să știe și cei mici care au venit acum să nu greșească. Vestimentația? A, comod! Comod, ca să pot să mai adorm din când în când. Te las, ce ora ai acum? Drept. Și ai început cu stângul. Da. Care mai este moda în facultate? Nu știu, cel puțin pe clasic vreau să merg. Am zis să mai schimb un pic stilul. În primul rând la facultate vii să înveți și să ajungi unde îți dorești, nu neapărat să fii îmbrăcat într-un fel sau... Mulți înțeleg să vii la facultate să îți dai fente sau așa. Nu. Să-ți dai fente? Da. Tu ți-ai dat fente? Nu. Tu ți-ai dat, mă, fente? Bună treaba asta! De unde ești, din Pitești? Da. În Pitești se dau fente? Da. În Pitești, fiind orașul mic, toată lumea se știe cu oricine și acolo sunt foarte multe fițe. Boboacă, primul an? Nu, nu, nu. Am 40 de ani, nici chiar așa. Rămâneți puțin, care este secretul, care este rețeta? Al ce? Sunt fostă sportivă, dietă, mișcare. Ce sport? Thai boxing, kickboxing. Aoleu, rămâi mă unde pleci, băi, rămâi mă că nu ne faci nimic. Colegul a fugit, să rămână. La ce grad ai ajuns? Centură neagră. Să rămână, o zi frumoasă, îmi cer scuze toate. Au, toate cele bune, o zi frumoasă, să rămână.